vameșilor, nu o vamă cum iese acum la Borș sau la granițile care sunt în extracomunitare, ci vameșii pe vremea aceea erau oamenii care colectau dările pentru Imperiul Roman. Și acest om, Zacheu, s-a atașat de Imperiul Roman și Imperiul Roman avea o lege. Pentru meserie dai atâta, pentru casă dai atâta, pentru avere, pentru pământ dai atâta. Și spunea vameșilor, cu cât strângeți mai mult, cu atâta vă rămâne vouă mai mult. Pentru că voi trebuie să dați la Imperiul Roman o cotă, iar ce strângeți în plus e a vostru. Și de aceea acești vameși s-au făcut urâți de națiunea evreilor. Și Zacheu era mai mare peste vameși. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că acest Zacheu a auzit într-o zi că trece Iisus prin Ierihon, prin cetatea în care locuia el. Și ar fi vrut să-l vadă și el pe Iisus. Nu voia să-l întâlnească pe Iisus. Nu voia să stea de vorbă cu Iisus. Dar voia să-l vadă numai cum arată Iisus acesta despre care mulțimea vorbea că face atâtea minuni. Că vindecă bolnavi, că vindecă ologi, că dă vedere orbilor, că dă glas muților. Și el era curios și el să-l vadă pe Iisus. Și fiindcă știa că trece printr-un loc anume, spune cuvântul lui Dumnezeu că Zacheu s-a dus și s-a suit într-un dud. Iubiții mei, aș vrea să spun, să fac aici o paranteză și să vă spun că Iisus a trecut astăzi prin Tășar. Și așteaptă ca și tu să-l întâlnești în locul acesta. Ai prilejul cel mai potrivit și poate este ultimul în care poți să asculți despre Iisus și să dai mână de pace cu Iisus. Și Zacheu, omul acesta, s-a suit într-un dus tufos și aștepta ca să-l vadă pe Iisus când trece pe acolo. Și în momentul în care Iisus, înconjurat de gloata care îl urma, a ajuns în dreptul dudului, spune că s-a oprit și a ridicat privirile spre Zacheu.